Luni, și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi, fie că sunteți acasă și sunteți la telemuncă, fie că sunteți la școală, dar de fapt sunteți tot într-un soi de vacanță, sau fie că vă gândiți la alte lucruri, cum ar fi performanță, sau să citiți mai mult, să învățați mai mult și să fiți cel puțin la fel de bun precum invitata pe care o am eu, și sper că astăzi să fie și alături de voi, la doar 14 ani. Îi spunem binevenit Mariei, Mihalea, Maria. Bine, v-am găsit, mulțumesc, bună ziua! Cu mare drag, este un pic uh, supărat pe faptul că n-am descoperit mai devreme ideea asta de lecturat, de uh, performanță și uh, totuși mă bucur că pot la orice vârstă să reușesc să parcurg niște texte care să mă inspire. Maria, pe scurt, prezintă-te, să știm și noi cine ești. Sunt Maria Mihalea, sunt clasa 8a, deci anul ăsta dau examen, mi s-a spus din clasa 5a lucrul ăsta, sper să nu mai aud asta Sunt vicecampioană la șah și îmi place să citesc foarte mult Este stresant și noi că anul ăsta dai... Nu, nu mulțumesc, nu? este ok Este o presiune pe umerii tăi și... Uh, da, să... da, cam așa eu spuneam că școala pentru tine să fie o chestie foarte simplă. Este simplu, dar mereu când ți se spune o anumită chestie, de începe să te streseze și te gândești că poate chiar este mai complicat decât ai crezut tu. Deci toată lumea te presează atât, este chiar atât de greu. Și, da. E o întrebare bună. Probabil că foarte mulți oameni se așteaptă de la tine să ai performanță zi pentru fiecare capitol în parte, fie că vorbim de șah, fie că vorbim de lecturat sau că vorbim de școală. O să ne concentrăm prima dată pe povestea asta cu șahul. Mi da, se da. pare genială, cel mai tare sport al minții. Și uh, vreau să întreb când ai descoperit uh, pentru uh, prima dată tabla de șah. Mi-amintesc că eram clasa 0, clasa pregătitoare, cum așa, uh, și a fost un coleg care mi-a zis că el face cu, uh, cursuri de șah. Și am zis, păi hai să mă duc și eu, că na Și apoi a fost așa, nici nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu am început să joc șah ți a spus cineva că măi te pricep, Maria? cam, nu. cam așa funcționează când, lucrurile. Când am fost la așa, erau copii mai buni decât mine acolo și mi-am zis că, în primele dăți, când am fost, mm -hmm. mi-au dat bătaie de la toți, absolut varză am fost. Adică ai învățat ceva de la fiecare. Da, da, da. Și, da, nu știu, totuși mi-a plăcut într-un fel. Adică, cred că m-a ambiționat faptul ăsta că am pierdut, poate într-o zi să câștig și eu contra lor. Mm -hmm. Și cred că de aici a plecat. Plus că și profesorul meu, domnul Pepene, a avut multă răbdare cu mine și m-a învățat la început cum să scriu partida, pentru că trebuie să scriu partida cu anumite notații, și să-mi să explice strategia, deschiderile, toate astea. Ca să pot să înțeleg. Înainte de podcast, ai tot discutat cu mine diferite lucruri tehnice. Da. Mărturisesc că nu le știam și nici măcar acum nu le știu. Uh, nu știam nici măcar faptul că există o adevărată complexitate în spatele uh, jocului de șah Și mă refer la ideea de pic și foaie, să scrieți cât mai multe detalii Da, asta de obicei la proba de clasic, aceea cea mai lungă, pentru că în rest nu ai timp să faci asta uh -huh. da? Și vreau să întreb, când ai luat lucrurile foarte în serios? Când ai spus uh, eu, Maria, Mihalea, gata, termin cu joaca să fiu niciodată nu mi s-a părut că le-am luat foarte în serios, doar că a fost mereu... Uh, am continuat să fac asta, și acum când mă gândesc, nu prea mai pot să mă întorc, pentru că deja am șapte ani de când joc șah, practic jumătate din viața mea. Așa. Deci, uh, nu aș putea acum să renunț. Mm -hmm. Cred că a fost foarte lin această alunecare către serios, dacă ar fi să o luăm așa. Există o comparație pe care o poți face și să aibă legătură, nu știu, cu tabla de șah și cu societatea în care trăim? Uh, nu m-am gândit foarte mult la asta dar fiecare are rolul lui în societate ca pe tabla de șah, dacă ar fi să mă gândesc. Și nu este niciodată că unul, uh, piesele pe tabla de șah au o anumită valoare. Pionii un punct, calul și nebunul trei puncte, turnul cinci puncte, dama nouă puncte și regele nu are, are valoare în funcție de poziție, pentru că el, pe el trebuie să-l protejezi. Și la fel și în societate, pentru că am putea zice că unii au un job mai puțin important sau așa, dar nu este adevărat, pentru că fiecare are propriul său rol. Mi-ai zis așa. punctajul de la regină? Da, 9 puncte. 9 puncte, fai de cap. Păi are cea mai mare mobilitate pe tava de șah, pentru că poate să se mute în orice parte vrea ea. Gândi la faptul că tu ai 14 ani și sunt tineri care la vârsta ta au, nu știu, alte preocupări. Cum văd prietenii tăi sau, să spunem, colegii tăi, faptul că tu ești pasionată de șah? Uh, nu prea le-am... Nu prea mi-au spus părerea lor despre asta, dar nu am fost niciodată întâmplată cu o opinie negativă despre faptul că joc șah, adică wow, tu joci șah ca pătrat sau chestii mm -hmm, de astea. Mm -hmm. Nu, a fost interesant. și șah, wow. Mai mult de atât nu s-a dezvoltat subiectul. Adică vrei dar... să-mi spui că e o chestie care începe să fie din ce în ce mai apreciată, dar nu, da. te, nu te arată cineva cu degetul, băi, tu joci șah, ce e asta, da. e o prostie, nu e, nu e ce Ești trebuie. E foarte tot și așa chestii mm -hmm. de-astea. Nu, nu mi s-a întâmplat. Ce valor crezi că ar trebui să aibă un un șahist profesionist. Deci prima oară fair play-ul ăla este cel mai important în toate sporturile, adică nu te super dacă pierzi, te bucuri dacă câștigi, totul este ok pentru că dacă ai pierdut, șahul este de forță de joc, înseamnă că ai greșit undeva, trebuie să ți remediezi greșeala ta. Uh, știu că este greu să nu te super, mai ales dacă joci, de exemplu, o parte de 4 ore și apoi pierzi dintr-o prostie. Sunt o prostie super, dar este important să înveți din greșelile tale, pentru că, cum a zis și Capa Blanca, care este al treilea campion mondial la șah, a zis că înveți mai multe dintr-o partidă pierdută decât din o mie câștigate și cred că asta spune chiar foarte multe, da. Deci ar fi unul fair play-ul. Uh, și în rest să fie pasionat, pentru că dacă nu ai pasiune pentru șah, oricât ai încercat tu să te înveți, pe tine nu o să reușești, eu așa zic. Ce vreau eu să aud de la tine este cum ai reușit tu să fii convinsă că tabla asta de șah e un instrument bun și pentru distracție și pentru educarea minții tale și pentru viitor, de ce nu, ca să le spunem celor de acasă. Poate se uite la noi un tânăr care zice, gata mai de mâine, nu știu, mă duc să joc și eu șah, măcar o dată. Uh, da, mulți oameni că șahul este un sport plictisitor. Vă dați seama, te uiți la cineva care joacă, șah, care joacă șah. dacă nu știi ce se întâmplă, te uiți cum stă acolo 10 minute și se gândește, pur și simplu vezi poziția și nu-ți dai seama că de fapt este foarte complicat felul în care se gândește și este totuși interesant, de fapt. Am uitat întrebarea. A uitat întrebarea? Da. Și ce? Se pare că e ceva de rău dacă Foarte bine, uitați Vreau să-i convingi pe cei de acasă mă uite. Ia, ia, păi, ia să calul ăsta și mută-l odată. Hai să-ți explic despre ce e vorba. Deci, să e sigură că toată lumea știe că șahul este sportul minții. Asta sunt sigură că toată lumea a auzit. auzit, nu știu că... dacă și înțeles toată lumea. Că e un da, pentru pic mai că te greu. dezvoltă în sensul că. Uh, tu, ca jucător de șah Da uh, Trebuie să faci anumite Anumite mutări În partida de șah Care s-ar putea să fie împotriva Ceea ce tu de obicei gândești În partida de șah te dezvolți foarte mult Pentru că te lupți mai mult cu tine în sus Decât cu adversarul din fața ta uh, Te lupți ca să Ai acea mentalitate de Eu voi câștiga, eu sunt suficient de bun Pentru a câștiga Sau uh, Știați că asta nu ajunge la concluzie până la urmă. Nu ajunge dar fii atentă. Ce mă gândeam eu să-mi spui, cum adică te lupți cu tine totuși? C pentru că, de exemplu, eu mă gândesc câteodată când joci cu un adversar chiar mai bun, mai slab de mm -hmm. calitatea ta, te gândești, poate știe ceva ce eu nu știu, sper să nu greșesc în partida asta, sper să fac bine, pentru că câteodată este și o anumită presiune, da te gândești că nu o simți, dar este acolo. Afli anumite informații despre un adversar înainte de o competiție? De obicei, înainte de campionate naționale, pentru că doar atunci ai timp să-i studiezi, afli ce joacă la început, poți să-ți dai seama și de stilul lor de joc. Ok. Și poți să le studiezi variantele, poți să-ți alegi și tu variante pe care vrei să le joci împotriva lor. Da. Motive pentru care să joci, așa. Da, Ar fi important, era. da? Da, dar pentru ăștia mici. Deci pentru... gândește că ei de pe TikTok, ei de pe Instagram, ei de pe. Nu știu, zi niște jocuri de-astea pe care le joacă toată lumea. LOL, WOW, Minecraft și da, îi duci asta. către șah. Um, poți să-ți faci mulți prieteni la șah, chiar dacă nu-ți dai seama. la asta mă știu, Dacă ar fi să mă gândesc la fratele meu mai mic, uh, l-aș duce spre șah pentru că la început este foarte important. Îți dezvoltă foarte mult pe tine ca și copil, uh -huh. te dezvoltă momentul ăla și este destul de distractiv, aș zice eu. Adică, prin părerea mea, nu știu dacă și celor îi se pare distractiv, nu știu Știți, cum să zic aici. Tu ai intrat într-o altă lume, da, mult mai avansată, da, unde vezi dincolo și... de tabla de șah. Da, și uh, nu știu să nu mai mi amintesc exact cum am privit eu la început tabla de șah, dacă mi s-a părut plictisitoare, dar bănuiesc că nu. Asta, după ce treci de baze, nu-ți mai amintești exact cum a fost. Adică nici acum dacă ar fi să mă întrebați cum am învățat eu limba engleză, nu o să mai mi amintesc, nu mai știu cum am început. Uhum. Mi se pare că e același proces și la șah. Um... Păi, șahul este un sport ca și un orice alt sport și bănesc că de-aia copiii ar trebui să facă un sport, să mai aibă, să-și dezvolte un hobby pe lângă ceea ce fac, adică școala. Cu școala e de obicei principal, toată lumea se axează pe școală sau încearcă majoritatea și un hobby ar fi important. E ca o relaxare, chiar dacă ție nu-ți place neapărat uh, ideea de a te duce în concursuri sau de a juca foarte serios. Și este interesant să știi. Îi mai vedem din când în când pe oamenii trecuți de prima tinerețe care joacă șac și mai vedem și pe cei mici. Eu chiar am asistat la câteva competiții în înainte de pandemie când lucrurile erau mult mai faine și vi s-a părut ceva foarte interesant. Faptul că sunteți organizați, mulți dintre voi organizați, acolo da, de acolo mințile voastre și cred că arde și foarte multe calorii în timp ce Da, da, este, gândiți. era un studiu acolo că arzi mai multe calorii la o parte de 4, de 4 ore decât dacă alergi 5 km sau parcă ceva genul. Așa a zis Magnus Carlsen, actualul campion mondial. Deci... Și-o fi pe bune treaba asta? Nu se știe, dar știu că este. Tu poți să transfer la o parte de șahte. Nu am erau micuți acolo și se uitau, erau concentrați, strângeau din pum, se enervau pentru ei. La șaful de uh, când copiii mici joacă este foarte uh, interesant să te uiți să vezi cum gândesc Pentru că de obicei fac greșeli, dar și celălalt face greșeli Și este interesant să vezi cum încearcă fiecare acolo Mi-am că că jucă dată doi copii la campionate naționale Aveau amândoi rege-rege, rege-rege este remiză, clar Egalitate pentru că nu ai cum să câștigi Și ei tot jucau acolo, încerca să-l dea mat Și jucau, erau foarte dornici să câștige Deși nu putea niciunul da. dintre ei să, să câștige, da, dar da. nici nu știau regula nu, Pentru că erau, cred că, la grupa de sub 8 ani, uh -huh, deci erau uh -huh. mici, 7 ani aveau, cred Competitivitatea asta era da. o, foarte aproape de... de, trebuie să câștig eu neapărat Bun, da. vreau să-mi explici, pentru că, din ce am înțeles, sunt mai multe tipuri de de șah Și da, tu ești vicecampioană națională la La dezlegări și la rapid uh -huh. Deci este proba de clasic, okay. unde ai o oră jumate pe Timpul tău de joc, uh -huh. și încă 30 de secunde pe mutare, adică faci mutarea, apeși pe ceas, este un ceas, așa. Îl știm cu toții că L-am mai văzut! Da? Da, stai, știu persoane care nu știu despre el. Nu știu de ceasul ăla. Măcar te uiți Nu știu. La un film, la un moment dat, există o secvență cu așa da, ceva. Da, da. Din filmele alea mai vechi. Acum, să mai modernizat ceasurile. Am crezut că nu se uite nimeni la filmele vechi. <laughs> asta, altfel de ceasuri acum. Da? Da. Uh, Dar, pe aceeași principiu, oricum, apeși mutarea, îți dau 30 de secunde și tu joci acolo. Se mm -hmm. numește increment. Chestia asta. Deci, asta e proba de clasic. La proba de clasic, la campionate naționale, dacă intri în locul național, adică în primii 10, este foarte bine, aici ești premiat, se consideră ca un premiu și dacă intri în primii trei poți să te duci chiar și la, uh, poți să-ți alegi campionatele europene, mondiale, poți să alegi, poți să plătească federația. Pentru asta uh, o să ai multe orizonturi deschise cu cât faci mai bine la, aceste cam, la această probă. Uh, la proba de dezlegări. Nu este deloc aici, nu este partidă, nu joci cu nimeni Pur și simplu ți se dă o foaie pe care ai niște poziții O să ți se dea și o tablă lângă tine ca să poți să pui poziția, poate vrei să faci mutările uh, Și tu ai un anumit timp în care trebuie să rezolvi acele poziții, sunt șase în total Și trebuie să scrii pe foaia aceea Sunt două poziții de mat în două mutări, uh, trei de mat în trei și un studiu, asta la grupa mea de 14 ani o, și cât de bine le rezolvă, o să primești punctajul. Este, aici este vorba despre limbajul acela, despre șac, de exemplu, prescurtări. Pentru pion nu scrii nimic, spui doar câmpul unde se mută, pentru cal spui cal E4, calul se mută pe câmpul E4, de exemplu, pentru nebun N, pentru damă D, pentru regele. Sunt legere. absolut fascinat de Detaliile astea tehnice, vorbesc serios Adică da? îmi dau seama că ți-am ți dat play la uh, Ideea asta și ai început să vorbești despre ea Și este extraordinar da, Asta e mai ușor de explicat Deslager, da, Deci în funcție de cât de multe mutări Sau de puține da, mutări faceți asta... Mai sunt încă două Da, Da, proba de rapid, unde este okay. la fel pe timp Ai jos cu cineva, e 15 minute cu 12 secunde Pe mutare, așa este anul ăsta Wow, mi se pare foarte rapid, 12 uh, secunde uh, pentru d uh, 15 minute de fapt în total Și 12 uh -huh. secunde pe mutare, ți se adaugă 12 secunde pe mutare. Și dacă nu se dacă ți te se termină timpul, ai pierdut. Ah. Deci, Amândoi au pierdut? Nu, doar celui care, ce, celui, cel căruia i s-a terminat timpul. Am nu ai 15 minute pe partidă, individual ai 15 minute, de Aha. fapt. Okay. Da. Și asta e că e dacă, ar fi, dacă ai fi avut, dacă n-ar fi fost ceasul ăsta, ai fi jucat. <hăhă> pentru că te gândești mult la o mutare de obicei. Deci, practic, acțiunile cu cât sunt mai, cum să spun eu, calculate, cu atât ai mai multe șanse de, de câștig. Și în momentul în care spune îți da, da. impune un timp limită… Se mai reduce din calculul ăla și tu trebuie uh -huh. să fii foarte eficient aici. Aici ajută repertoriul acela de deschidere la început, în prima fază a partidei. Sunt mutările pe care le înveți direct, dinainte. Și dacă le știi, o să joci deschiderea foarte repede și câștigi timpul în felul ăsta. Și cea de-a patra? Asta se aplică și la bița asta cu deschiderele. Blițul care este 3 cu 2 secunde. 3 minute cu 2 secunde. Aici este... Deja vă alergați acolo da, pe, da, pe tabla da, de Da, Este foarte rapid. Se termină mm -hmm. partida. O partidă durează undeva la 10 minute de obicei. Da, și se termină foarte repede. Din ce am înțeles, eu tu faci parte și din lot, nu? Uh, da, din uh -huh. lotul național la U14, la Fete 14. Asta înseamnă că ai anumite beneficii, se uh, traduce și în performanță și se traduce da. și în europene, zic bine? Uh, da, da. Am fost la Europene acum o săptămână. Ok. Da, Europene sunt un concurs greu. Mă bucur că am participat pentru că anul ăsta a fost hibrid. Adică am mers la București în fiecare zi cu laptopul meu, am intrat pe platforma de șah, pe Tornelo, m-am conectat pe un Zoom acolo, am dat share screen și eu în timp ce jucam, ei se uitau la share screen-ul meu, se uitau să vadă, erau arbitri în sală, arbitri pe Zoom, nu aveai cum să faci aici ceva. Dar cred că și competiția a fost... Foarte fair play, adică jucătorii. Mi s-a părut foarte, foarte interesant această experiență și chiar nu cred că este ceva pe care aș putea să uit, pentru că european, da, în toată Europa, te gândești destul de... Și mi se pare extraordinar că nu contează ce limbă vorbește individul, contează că toată lumea are același limbaj da, de șac, de... deci da. toată lumea știe să mute. Da, și doar aici. să vezi care e stilul lui de a muta pe, pe tabla de șac, nu? Da, Cam da așa și fi. forța de joc după depinde cât de bine joci. Cât mm -hmm. poți să reziști ca să duci partida, pentru că poate tu duci partida bine până într-un punct, însă dacă adversarul tău este mai bun decât tine și tu faci o greșeală, o să te exploateze și atunci probabil o să se întoarcă poziția. Da. Fascinant, să spui chestiile astea la 14 ani, să, să stai practic să spândești adversarul până când cedează, ca să-ți arăți de fapt și de drept forța. Wow, genial. Bun, hai să mergem către zona de lectură. Da, pentru că da. Nu o să avem timp să le, să le spunem pe toate altfel. Da, sunt foarte multe. Eu am rămas șocat sau plăcut surprins. Alegeți una dintre variante. că mi-ai spus că citești o carte pe săptămână. Asta este de obicei reacția multor persoane când uh, aud de asta. Stai să înțelegem, să ne înțelegem. Bravo, adică e de bine. Da. Dar zine cum a început povestea asta cu o carte uh, pe săptămână? Asta sincer nu știu cum am început. Dar îmi plăcea foarte mult de când era, de când era mică. Îmi plăcea să citesc. Cred că am început. Dinainte să fac șah, undeva când aveam șase ani, aveam niște cărți în acelea mici cu poze, îmi plăcea să le citesc. Uh -huh. uh, nu știu, sincer să fiu, chiar nu îmi dau seama ce m-a atras spre citit, pentru că ai putea să zici că, când citești, nu vezi decât niște cuvinte pe o pagină, dar uh, bănesc că asta ar putea să fie ține de fiecare, pentru că aș zice că am o imaginație destul de bună. Îmi place foarte mult să uh, am propria mea vedere, propriul meu punct de vedere asupra anumitor aspecte. De exemplu, când citești o carte, îți imaginezi lumea într-un anumit fel, vezi personajele într-un anumit fel și îți faci anumite opinii, Însă când vezi o adaptare la film, nu-ți lasă filmul suficiente amănunte astfel încât să poți să-ți spui tu exact ce crezi. Pentru că personajul din film are exact un anumit tip de personaj. Și cum reușești într-o săptămână? Că mergi și la școală, bănuiesc, și te uh, antrenezi și că... pentru șah? Da, cred că mi-am. Uh cred că am început să citesc mai repede cu timpul și le citesc foarte, foarte repede și din plăcere. Este ca o fel de relaxare, aș zice. Deci, Iată, da. avem o speranță. Deci, urmărind podcastul ăsta, adică cineva care se uită la noi acum o să da, mă, uite, s-ar putea ca pensia să mai vină și peste 20 de ani. S-ar putea ca oamenii să aibă o șansă și să supraviețuim pentru că, uite, cam Cam așa, mi se pare mie normal că ar trebui să arate tinerii care chiar își doresc ceva să facă în viața asta și care chiar se dezvoltă din punct de vedere personal. Abia aștept să-mi spui pe cine dai vina pentru toate aceste lucruri pe care le faci, dar până acolo te-am rugat încă de când stabileam acest da. interviu să faci o selecție a celor mai importante cărți pe care tu le-ai parcurs și. De ce nu, în afară de această recomandare de carte, pe care să știi că noi o cam facem în acest podcast la final de emisiune de obicei, să ne spui ideea principală. Uite, dacă citești această carte, vei descoperi cum să. Începem? Hai să le aducem aproape de și de tine și de cei de acasă. Ca la exercițiul nou, de la evaluarea națională. Așa arată exercițiul nou. Trebuie să asociezi textul pe care ți-l dau ei cu o altă carte. Așa. Și bine, Aici trebuie să spui asemănări, deosebiri și, practic, ideile principale ale cărții. O să fie exercițiu numărul 1, să spunem, de data aceasta. Să da. să prindem un pic de drag de, de carte, da? Poate cine știe de ce nu să, să mergem să le uh, cumpărăm, măcar unul dintre titlurile acestea, sau să le găsim pe internet. Se găsesc pe, se găsesc pe internet. internet. Se găsesc pe internet? <laughs> nu știu cum să fac să le arăt către uh, cei de acasă. Ia, încearcă să arăți tu, să vedem cum, uh, cum e, se vede la cameră. Perfect. Așa? Doar să nu, lumina. să nu Așa. Deci, se reflecte foarte mult din lumină. Cum se numește cartea asta? Prima, prima carte se numește M-am să devin prost de Martin Page, deși pare titlul <laughs> Am este, bine, bravo. Da, bravo. Titlul bravo. pare foarte. Um... te că nu este o carte foarte interesantă, poate este o carte pentru copii, dar de fapt uh, personajul principal al cărții um, privește lumea și își dă seama că a analizat atât de mult încât nu-i place ce vede. Și Uh, titlul M-am hotărât să devin prost înseamnă că vrea să înceapă să ignore anumitele aspecte care îl deranjează, să devină ignorant ca și prietenii săi, să nu-i mai pese atât de mult de mediu, să poată să trăiască liber și el încearcă mai multe metode uh, neapărat fericite, nu prea reușește. Mm, sinceră să fiu, când am citit cartea asta acum vreo trei ani, nu am înțeles atât de bine mesajul și chiar mi-ar plăcea să o mai citesc, dar am zis să mai aștept un pic, să mai cresc ca să o mai recitesc o dată și poate să văd atunci cum mi se schimbă perspectiva. Să fii și ei. mai pregătită. Mă gândeam dacă un plăieștean da. ar reuși cum să trăiască într-o lume utopică să evite absolut toate problemele pe care le avem în societate, dacă, mai și... dacă i mai dacă ar reuși. Nu știu dacă la 14 ani ești informată, nu știu legată de gropile mm. pe care le avem în Ploiești de poluare și, -și băi, e, e, e extraordinar tot orașul. Da, nu cred că este, nu cred că ar putea cineva Decât dacă ar fi cum zice autorul Prost în sensul acesta Decât dacă pur și simplu Bine, E, e foarte fain știi că dacă faci pe prost tu sau vrei să devii prost Practic tu cumva ai o capacitate Mentală foarte da, dezvoltată la asta mă gândeam și eu în timp ce citam, Pentru că el practic deja se întorcea Dar uh, luase acest pas um, De propriul său acord Adică nu hmm. El făcuse alegerea asta Deci ce recomand la? Da recomand Mergem mai departe. bineînțeles Familia mea și alte animale. de o Soară către cameră, te rugăm. Așa? Sunt aici niște animale foarte drăguțe pe copertă. Așa? Ce ai învățat um, din această carte? Această carte mi-a plăcut foarte mult, a fost amuzantă mm -hmm. uh, și mi-a definit foarte mult felul în care am început și eu să scriu. Felul. Um, fiecare are un fel în care scrie. Iată, aflăm că și... tocmai ce am aflat faptul că tu scrii. Uh, da, pentru că bănesc că mulți cititori uh, din faptul că citesc, doresc și ei să încerce să scrie, să se apuce, să creeze și ei propriile lor lumi cu propriile lor, lor idei pentru că tot vezi în jurul tău și te gândești poate pot să fac și eu asta uh -huh. și uh, mi-am că avea cartea asta foarte multe descrieri și mi-a plăcut atât de mult felul în care povestea acest autor, încât n-am putut să nu o aduc, pentru că dacă găsești cartea, ca să îți placă să citești nu este aici, nu cred că este ceva că nu-ți place ție. De exemplu, mie nu -mi place să citesc pentru că mi se pare plictisitor. Nu, este pentru că nu ai găsit cartea potrivită pentru tine încă. Și dacă nu cauți, nici nu o să -o găsești. Și o să rămâi mereu cu ideea. Care să că... zic că cineva trebuie să insiste, insiste familia mea și uh, alte animale, cartea care pe tine te-a făcut să începi să scrii într-un uh, fel anume. De fapt, da. Uh -huh. da. Mai departe. Uh, Podul de Lut, păi, de la tu același... citești, Tu citești cărți? Cărți, adică nu așa da. orice De la același autor cu hoțul de cărți Bănesc că mm -hmm. multă lume știe de hoțul de cărți Este podul de lut care prezintă O, o familie destrămată Sunt patru frați, părinților I-au lăsat, au divorțat, au plecat Mama lor a murit și la un moment dat Ei se descurcă, trăiesc sunt, sunt foarte fericiți Ei, chiar dacă sunt Au grijă unul de altul, la un moment dat Vine tatăl lor și le spune Am nevoie să veniți să mă ajut să construiesc un pod nu am înțeles de unde a venit ideea asta, dar mi s-a părut interesant. Poate o metaforă? <laughs> și... Da, bănuiesc, la asta mă gândeam și eu. Și uh, fratele mai mic se duce și zice, el voia să lăște pe tatăl său, dar fraților mai mari spuneau, nu, pentru că el ne-a părăsit. Tu nu poți să te duci acum la el înapoi când el... Bănuiesc asta cred că e o metaforă pentru viața autorului, însă nu am căutat să văd. Și s-a dus, l-a ajutat să construiască acest pod, însă când s-a întors la frații lui ei nu l-au mai acceptat. Și a fost. Cartea asta a fost din nou povestită într-un alt fel față de hoțul de cărți, mi s-a părut mie, și mi s-a părut foarte interesant uh, cum prezenta amintirile fratelui legate de uh, mama lui, legate de copilărie, cum, îș, uh, cum își dorea să se întoarcă la cum a fost înainte cred că a fost foarte interesant. Genial. 14 ani și le povestești atât de bine. Mi-e și teamă că la 20 de ani, dacă le recitești cărțile astea, o să ai o cu totul și cu totul altă perspectivă asupra vieții. se pare de-abia aștept să mai cresc un pic ca să poți să le recitești și să văd exact cum... Super, mai avem, mai avem trei titluri. Iartă-mă că... Te grăbesc pe zona asta de carte, dar e important să, să le cuprindem pe toate. Da. De Frederick Beckman, un bărbat pe nume Ov. Asta este prima lui carte pe care a publicat-o acest autor. Are și scrisul mai mare, nu se vede, dar este <gri> interesant. Publicată. Are și poze, are poze, are poze. Și prezintă din nou viața acestui bărbat pe nume Ov, care trăiește împreună cu soția lui. Are anumite uh, stricte, de exemplu, el nu suportă uh, Renault, mașina uh, marca Renault. Nu-i place. Nu vrea să audă. Și... Dar are o explicație pentru. Nu, nu are absolut nicio explicație, ah. pur și simplu. Nu-i plac pisicile, este foarte moroconos, însă ușibește soția nevastă și prezintă viața lui, foarte namănunt, foarte detaliat, cred că are el undeva la 56 de ani. La un moment dat, soția lui moare și prezintă ce face el după această întâmplare nefericită și este foarte. Chiar cartea asta mi-a făcut să plâng, sinceră să fiu, pentru că prezenta o temă emoționantă și în același timp o prezenta foarte bine, adică mă transpunea pe mine ca cititor în lumea lui și puteam să înțeleg de ce uh, îi părea rău că soția lui a murit, de ce își aducea aminte de amintiri și așa, da, deci nu știu După emoția asta, asta. Da, că văd da. că te-a prins uh, un pic uh, povestea, primele 15 vieți ale lui Harry August Asta despre este ce e vorba. Science fiction mai mult. Așa. Îmi place să citesc science fiction. mi aș dori și eu să scriu science fiction într-o zi, dar este greu pentru că trebuie să faci lumea, să ai regulile lumii tale foarte bine, Ci bine întocmite. Sună. Să ai o lumea ta în care să faci tu propriile tale reguli și apoi scrii despre lumea asta. Da, da. da. Am încercat până acum. Vom vedea dacă o să -și iasă. Stai, deci ceea ce tu scrii acum și nu prea vrei să spui, are legătură cu un viitor SF pe care o să-l publici? De fapt, da, așa ar trebui. Și are un nume lumea asta a ta din carte? Nu, pentru că este o lume reală, este lumea reală, doar că peste mai mulți ani... Cam câți ani? Vreo 100, cam așa. O să fim bine? Nu. O să mai fim pe planeta asta? Nu toți. Elon Musk o să mai reziste? Nu, nu este integrat în povestirea mea. n-auzit Lumea ta n-a auzit de oamenii ăștia mai măricei? De fapt, practic, acțiunea din lumea mea se întâmplă în prezent, doar că. Um, e COVID cumva... în prezent acolo, la, la tine, în lumea ta? Uh, când am început să scriu cartea, nu era COVID, așa că. băi, nu punem regulile astea că nu. <laughs> nu ne place, deci poate nici uh, personajelor nu ne place. Și, de fapt, uh, din greșeală, uh, începe un război, uh, un... Uh, uh, cum îi zice, din asta care studiază știința. Nu știu. Am uitat. În fine. Vrei să spui o profesie, un cercetător da, științific? Da, un cercetător sau. științific, așa. așa. Din greșeală, se duce cu 100 de ani în viitor, unde găsește lumea distrusă după războiul ăla și trebuie să încerce să o reconstruiască, se duce împreună cu soția lui. Și problema este că nu mai poate să găsească formula ca se întoarcă și începe să facă experimente pe el și pe copiii lui care le oferă puteri supranaturale. Și apoi... Câte pagini ai scris din cartea asta? Până acum am scris doar vreo 200. Bun, hai că mai ajungem și către da. ultima carte. Nu, okay. chiar, chiar, îmi place ce îmi spui. Okay. Deci descoper, abia de ai buletin și deja, nu știu, Nu mi-am făcut încă buletinul, de Te fapt. rugăm să-ți faci și buletinul. Da, trebuie să... Știți cum e cu programările mai, mai greu. Știu. eu speram să funcționeze lucrurile mai ușor acum, că nu prea avem voie să ne vedem mulți, că suntem cu măști, cu nebunii. Da. Ultimul titlu de, Ultimul de, 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 titlu de, carte. Care este, de fapt, cum ar veni dacă am fi este primul pe care l-am citit și care m-a impresionat atât de mult la păi foarte, foarte bine că le-ai aranjat așa. Asta e marketingul marketingul cel mai bun. Da, uh, când mă vei întâlni, te repeci, Asted. Uh, este ar putea să fie din nou considerat science fiction. Este o fată care în fiecare zi de la școală vede un om uh, pe stradă și în fiecare zi acesta are un pantof la el, are o cheie la el, are o geacă și mereu oprește și îi spune ceva. Îi spune ceva, dar nu se menționează ce îi spune, un secret. Și la final. Se descoperă că de fapt el era tatăl ei doar că se întorsese în timp și a fost foarte interesant felul acesta în care a povestit. A, asta cu întorsul în timp, văd da, că da. cumva funcționează și în viitor, unii se mai duc, nu știu și ce. Și în viitor, și în trecut, și, și în prezent. O, o, ceva, o lecție pe care tu ai învățat-o pentru că ai uh, parcurs hmm, această carte. că ar fi uh, să nu se dai niciodată bătut, chiar dacă ai anumite greutăți în viață, pentru că fata noastră nu avea tată, mm -hmm. însă... A reușit totuși să-și facă prieteni să se dezvolte și până la urmă într un fel a și găsit, a fost cu final fericit. Adică să nu renunți niciodată, nu se știe niciodată ce o să se întâmple. Șase cărți pe care le-ai recomandat în podcastul acesta și da. poate pentru cei de acasă lucrurile sunt faine, pentru unii dintre tineri nu sunt chiar atât de faine și e, dacă ar fi lectură obligatorie, poate că ar zice da, hai să... Să le citim pentru examen bac ce mai Sau fi. măcar un rezumat. Măcar un rezumat din ala Sau de măcar te spune colegul înainte cu oră de, înainte da, de da. examen. Da. Dar uh, câte titluri ai până acum la activ? Poți să le pui în partea ah, cealaltă, dar să ne titluri. și povestești. Câte titluri? Cât ai putut tu să citești în cei Cute, 14 ani de existență? Uh, sincer, si -am oprit la un moment dat, la un moment dat le număram când era mai mică. Uh -huh. Dar acum nu le-am mai numărat de vreo 3 ani, dar știu că acum 3 ani erau vreo 300 și un pic. Și schema, o dată pe săptămână, o carte pe săptămână? Nu prea le avem aici cu calcule, dar sunt mai deci multe. Ai, de 300. ai câteva sute de titluri pe care tu le-ai citit, și care da, sunt da. titluri nu neapărat pentru școală, ci pentru că tu îți dorești foarte mult să te dezvolți da, sau ești da, tu foarte curioasă. Da, nu neapărat de dezvoltare, dar este îmi place. Și pentru că îmi place, o să fac asta. Genial. Eu da. am înțeles că performanța nu se oprește la tine, ci chiar în aceste momente, eu așa sper. Se mai uită la noi și frații tăi, doi la număr gemeni, de altfel. De fapt, sunt trei doar sunt, că. Nu cred așa ceva. Uh, sunt trei ge nu, sunt tre gemeni. A, deci și nu mai este unul mai mic, așa. care are patru ani acum. Deci sunteți o, o deci, super da. familie. Exact. Și cei doi gemeni? Uh, da, au performanțe la basket, uh, pentru așa. că sunt uh, cu echipa lor, sunt campioni național la basket, și acum ca să-i laud și eu pe ei, aș zice că ei chiar sunt printre cei mai buni din echipa lor, chiar joacă foarte bine ei. Și sunt pasionați. Când erau mici, Așa. și ei jucau șah. Însă șahul nu a fost pentru ei, pentru că ei nu au avut răbdarea să stea. Unii nu au răbdare să stea și să stea pe scaun 3-4 ore, mm -hmm. să se gândească la o anumită situație. Lor le place să joace baschet și, și baschetul este un joc de strategie, pentru că trebuie să te gândești la anumite lucruri. Um, și cred că baschetul este la fel de important ca și șahul, pentru că albe, ambele te dezvoltă în cognitiv și fizic. Gemenii sunt uh, inspirație pentru tine, tu pentru ei? Cum cum stau lucrurile? Mm, nu știu cum să zic, dar uh, bănesc că câteodată ne ambiționăm unii pe alții să devenim mai buni și să fim și noi toți așa, frații Mihalea, campioni. <laughs> frații Mihalea, campioni. Da. Cu ce te ajută performanța asta? Vreau să fiu foarte, foarte sinceră cu tine. Pentru că sunt oameni care te te admiră, sunt oameni care și-ar dori să fie în locul tău, mai ales dacă vorbim de, nu știu, copiii părinților care ne, ne urmăresc. Și da. vreau să știu dacă tu la 14 ani conștientizezi cât de. Hai să nu spun neapărat ideea asta în minte și să fie chiar așa, cât de importantă e performanța, dar și cât de multe lucruri faci tu. În comparație cu mulți alți tineri care încă n-au reușit să ajungă unde ești. Da, este important. Adică, um, ideea de performanță nu mi-a fost atât de clară nici acum nu mi-a fost. Știu că sunt bună la șah, că mă descurc să joc șah. Um, performanță. Mă simt bine când cineva îmi zice bravo, joc șah, ai mm -hmm. jucat bine, când câștig ceva pentru mine, pentru că munca pe care am depus-o în ăștia șapte ani, în sfârșit, dă rezultate și, practic, este foarte bine asta și cu ce m a ajutat pe mine performanța asta. Nu sunt sigură dacă în viitor o să am neapărat, de exemplu, un titlu de maestră internațională la șah sau dacă o să ajung foarte departe cu șahul, dar deocamdată îmi place să joc șah și performanța ar fi undeva pe locul 2, pentru că dacă îmi place, o să vină și performanța la un moment dat. Și pe locul întâi ce? Faptul că îmi place. Ah, și da. dacă nu se mai fac așa, peste 4 ani, 5 ani de zile, uh, ce, ce, ce cale vrei să. Deci, cred că o să mă urmezi. acces pe studii care ar fi, bănuiesc, medicină, uh -huh. pentru că, din nou, aș vrea să ajut oamenii prin medicină. Cred că aș putea să ajut oamenii. Asta mi se pare foarte important. De ce îți dorești? dorești tu să să ajuți oamenii? Asta, sincer să fiu, nu știu, dar mereu am avut. Ideea asta de a vreau să te ajut, dacă ai o treabă, lasă-mă și pe mine să te ajut, dacă ai o problemă, vreau să te ajut. Ție ți se întâmplă la fel? Adică uh, vin da. oamenii în întâmpinarea ta? Păi familia mea mă ajută foarte mult și mă uh -huh. susține. Deci da, abonesc că poate și de aici ar fi o chestie care s-a produs în mintea mea acolo, dacă cineva mă ajută să-i ajut și la rândul meu. Schimb pe schimb. Da. Bine, mă gândesc că na, în calitate de probabil viitor medic la un dat nu o să vrei să fii ajutată de către pacienți, dar o să fie un ajutor pe care tu uh, o să-l oferi cu foarte mare drag și cu profesionalism. Da. E momentul să-mi spui cui ei spune mulțumesc în ideea de mentor dacă ai un mentor, poate să fie oricine, poate să fie păi, un autor de carte. am mai mult. asta e provocarea, știu. Trebuie să fie doar unul. Nu e că trebuie, ci mi-ar plăcea tare mult să alegi un singur mentor. Un singur mentor pentru ce domeniu anume? Pentru, că... pentru domeniul numit om. Ah, ok, ok. Um... Adică tu cu totul, la, punem așa, că suntem foarte punctuali, nu o să iasă treabă bună. Un mentor, mai, orice ar fi. Păi... Nu știu. Dacă ar fi să zic, de exemplu, la șah, eu la asta m-am gândit prima rău, am crezut Așa. că trebuie să zic șah, foarte bine. antrenorul meu, domnul Pepe ne Gheorghe, pentru că m-a ajutat foarte mult de când am început să fac cu el uh -huh. și știu că, i-am zis, de exemplu, la un moment dat, eram, aveam foarte multe treabă la școală și nu m-a presat foarte rău cu șahul, am reușit. El m-a învățat strategie, astfel încât să nu am nevoie să știu mutările din deschidere foarte bine, astfel încât să nu mă încurc și să pot să apreciez poziția, să pot să mă descurc pe cont propriu, să nu am nevoie să învăț uh, pe de rost variante, peste variante, care să mi ocupe foarte mult spațiu din memorie. Da. Hai, mai zic momentul. Hai, aici, dacă aici, cred, că, simt, acolo... simt că mai e cineva acolo. Păi, uh, aș zice, mama mea cred, pentru că mă uit la ea și face foarte multe lucruri. Mm -hmm. Și ea este inginer și a deschis o firmă de catering uh, pentru a putea să stea mai mult cu noi acasă și pentru a ne ajuta. Și acest lucru m-a inspirat într-un fel. Iată, deci ai și pe partea, să spunem, de performanță un mentor, da. ai și pe ideea de familie, de oameni alături pe cineva care te inspiră. Mi-a plăcut da, asta acum. Nu cred că am văzut că să ai că... doar un singur mentor, pentru că noi în viață nu ne axăm pe doar, un anum, doar, pe un anumit lucru, așa că ai, fiecare te inspiră să faci ceva anume. Deci, da. Dacă ar gândi lumea ca tine, ce bine ar fi. Măcar să aibă oamenii un mentor. Să aibă da. pe cineva pe care să întrebe la un moment dat, domnule, tu ce părere ai de treaba asta? Cum aș putea să? Că unii merg așa în zona lor, tot înainte. Și... Uite ce bine ai spus. Exact. Și nu, nu știu dacă sunt bine sau nu. Mai ales da. asta cu medicina, că nu mă interesează pe mine ce spune medicul. Nu știe el mai bine decât mine. Da, Dacă da. eu asta până da. la cei 14 ani ai tăi. Se mai, se mai întâmplă, să mă zici. că. Da. Perfect. Suntem la final de, de podcast și atunci singura noastră rugăminte către tine este să transmiți un mesaj către cei care ne-au urmărit, către cei care probabil vor da și mai departe de veste că uite ce super tânăr avem, care nici măcar nu are Fantastic. buletinul printat, da. uite câte cărți a citit, uite câte performanțe a obținut? Este important, cred, nu știu. Dacă nu vrei să faci șah, deși mi-ar plăcea să fie mai multe persoane care fac șah, pentru că suntem puțini, dacă te gândești la câte echipe sunt la un campionat de basket și compari apoi câți copii sunt la un campionat de șah, o să vezi că sunt așa. Deci, <laughs> uh... Proporții total diferite. Da, pentru că nu multă lume se Multe în meserie pe șah. Păi de -aia noi promovăm ales acum șahul ca să vină mai mulți oameni, mai mulți tineri către așa ceva. Când copiii sunt mici, așa. la 80 ani, sunt mulți copii la șah, atunci sunt mulți. Dar pe măsură ce crește, o să fie mai puțin De exemplu, la fete 20 sunt 10 fete din toată țara care vin la campionate naționale. 10 fete din toată țara este nici măcar una din fiecare județ, adică. Da, mă gândesc că explicația ar trebui să fie alta. E șahul atât de complex? încât sunt foarte puțini uh, cei care rămân. Da, da, asta e pentru că după la un anumit nu mai nu mai ai timp să te pregătești atât de bine și nu îți mai permiți. Deci, nu știu. Mm, scurt, mesajul. Uh, mesajul ar fi să faci ceea ce îți place, pentru că dacă găsești o chestie care îți place în viață, o să ți placă și viața, pentru că uh, o să ai un anumit scop, bănuiesc. Pentru că dacă o peduci așa în viață fără niciun scop, o să fie foarte Derutant. De să facem lucruri care ne plac, să ne trăim viața, să mai citim din când în când, dacă da, se poate să o carte pe de citit, săptămână că... Tu cred că ai putea chiar să-ți faci o rubricuță din asta video, măcar o dată pe lună, nu pe săptămână, în care să recomanzi 3-4 titluri dintre cele pe care tu le-ai descoperit Serios, ar putea să fie o super da, da, influență da. și poți să faci și deschiderea către zona de, de șah Maria, mulțumim tare mult pentru prezență. Succes! Doamne, ajută, te rog, nu uita să mergi la buletin. Da, bineînțeles. Și peste patru În ani deja să știi să-ți exerciți dreptul la vot. O să ai votul tău, chiar o să fie mult mai important decât multe alte voturi, că o să fie mai cu dragoste. Da, mai e până acolo. Sperăm că v-a plăcut acest podcast. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați urmărit, mulțumim tare mult pentru toate mesajele pe care le primim, mai ales în privat, cu sugestii pentru invitați cu super performanță. Ne vedem și ne și auzim luna viitoare la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!